avem două variante, să mușcăm sau să zgâriem. O friptură? Păi de ce nu zici așa? Salut și bine la un nou episod pe canal. De data asta avem un nou joculeț, ceva destul de interesant, și anume povestea unei pisici adoptate. Hai să vedem ce se va întâmpla. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade cu acest joc. Și hai să apăsăm pe butonul de play. Dar înainte să facem chestia asta, aș vrea ca fiecare dintre voi să apese pe butonașul de like, ok? Așa că spuneți-mi în comentarii dacă pentru voi butonașul de like a funcționat și dacă a funcționat, ce culoare s-a făcut. Așa îmi puteți spune dacă voi ați reușit să apăsați pe acel butonaș, da? Bun, eu voi apăsa chiar în acest moment pe butonul de play și hai să vedem despre ce este vorba. Ok, să înceapă povestea. Deci povestea unei pisici adoptate. Bun, jocul ăsta este doar un demo momentan, dar dacă o să văd că vă place și chestii de genul ăsta, o să facem poate mai multe episoade când o să se lanseze. Și zice aici, casa nu este unde locuiești, ci unde cineva are nevoie de tine cel mai mult. Iunie 5. Deci suntem la centru de adopție pentru pisici. Aud deja niște pisici pe aici. Pisicuțele sunt chiar aici jos. Lasă pisicuțele pentru copii. Atunci vrei niște pisici adulte. Da. Hai să vedem dacă găsim una care să fie pentru noi. Nu te-am mai văzut până acum pe aici? Ai venit acum câteva săptămâni pentru o pisică care era pierdută? Hai că nu cred că e adevărată chestia asta, mă confunzi. Olive o cheamă pe persoana cu care jucăm și se pare că a tușit și are ceva probleme de sănătate. N-o să mor prea curând, dragă, e doar o răceală. Ceva mă face să cred că nu e doar o răceală, dar să vedem cum va continua povestea. Sper că nu e o poveste tristă. Ok, și avem aici pisicile, ia uitați-le. Și noi va trebui să alegem una dintre ele. Acum, vă dați seama că eu am să încerc să aleg o pisică care seamănă mai mult cu Elsa, dacă e să zic așa, pentru că are logică, nu? Ia să vedem. Pe cine alegem noi? Vrei o pisică anume? Da. Next, nu asta. Nici asta. Nici asta. Am văzut eu una. Uite asta. Asta seamănă cu Elsa, doar că n-are urechile lăsate în jos, că nu e Scottish Fold. Dar o să luăm pe asta până la urmă. Da. Pe ea o vreau. Bun, pisica asta este foarte activă și o să fugă prin toată casa. Din nou, se pare că are ceva probleme. Ești ok? Da, nu mă simt atât de bine. Vrei să stai jos? Nu, dă-mi un minut, te rog, și îmi voi reveni. Dacă adopți un pisic, trebuie să ai grijă de el. O să ne jucăm. Știu să am grijă de pisică. Dăm semnătura aici. Olive. Ok, iată. Și a găsit o nouă familie. E cu noi în mașină aici, ia uite ce simpatică e. Ești în regulă, acolo în spate? Miau! Eu sunt Olive. Și cred că o să fim prieteni foarte buni. Miau! Ok, vrea să-i schimbe numele, să-i zică Dawn. Adică nu se, de fapt, na, că nu se știe ce nume avea, fiind o pisică adoptată. Probabil au găsit-o pe stradă și nu știu ce nume are. Ok. Uite, văd că pot să apăs și miaună în continuu. Și am ajuns acasă, ia uitați-vă. Chiar noi suntem pisica. Asta este casa mea și acum este și casa ta. Ok. Nu mă gândeam cum se simte o pisică când este adusă acasă. E bine, așa se simte. Ești pregătit să ieși afară, Dawn? Uite-o. Ok, o femeie mai în vârstă, dar care va avea grijă de noi. Nu zici nimic. Nu pot să zic nimic. Apăs pe butonul ăla de miaunat, dar nu merge. Ești în siguranță în această casă.
Ah, ca să poți să faci. Dar eu o să stau fără să zic nimic. O să fie o pisică bună. Ce ziceți? N-o să-ți facă rău, micuțule. Ok. Avem două variante. Să mușcăm sau să zgâriem. Zgâriem. Pleacă de aici, pleacă de aici. Don't get your knickers in a knot. Păi până se cunosc, vă dați și voi seama că nu sunt încă prieteni și na, așa este la început, mai ales dacă e o pisică adultă. Dacă e o pisică puiuț, nu prea știe mare lucru. Look around. Hamă, să ieșim de aici. Să vedem și noi unde ne-a adus. Ce facem aici? Mai exact. Ne uităm stânga, ne uităm dreapta, te văd. M-am ascuns iarăși. Uite că mi-aduce ceva de mâncare. Ok. Poate ceva de mâncare m-ar face să ies de acolo, că mi-e foame puțin. Mi-e foame puțin. Și dacă pleci tu de acolo, mă duc și mănânc, știi? Adică... Bun, hai să mergem să mâncăm. Stai acolo! Nu veni spre mine! Mă duc să mănânc. Fii atent că mănânc acum. Ia uite. Bă, poate vii. Poate... Vezi că mă uit cu spatele, mă uit la tine. Am un ochi în spate. Și mă uit la tine dacă cumva vii. Poate mă fraierește. Da, uite, am început să mănânc de acolo. Sună telefonul! Fugi! Ce e aia? E regulă, e doar un telefon. Bă, eu am luat-o la fugă că mi-e frică. Noi fugim că ne e frică, ia uite. Unde ne ascundem? Ne ascundem în cel mai ferit loc. Dar du-te și răspunde la telefon. Ok. Hei, mama, sunt eu. De la spital mi-au spus că am niște griji în privința ta. Sună-mă când ești disponibilă. Ceva cu spital, dar n-am prins exact care e faza. Dawn, hai vino la mine. Miau, eu nu prea înțeleg ce zice. Okay. E prima zi, nu poți să te aștepți ca pisica să vină la tine, mai ales dacă e o pisică mare, trebuie să obișnuiască cu mediul ei înconjurător, știi? Adică e cam... V-am zis, dacă e o pisică puiuț, nu știe mare lucru și se obișnuiește mult mai repede. De exemplu, când am adus-o pe Elsa, s-a obișnuit foarte repede și nu se ascundea prin casă sau chestii de genul ăsta. Dacă e pisica adult, nu e mediul ei. Iunie 8, deci au trecut câteva zile. Ne-a pus niște bobițe. Mâncărica e gata, vrei să vii să mănânci? Bă, dar tot aici am rămas atâtea zile sau ăsta e locul meu în care mă ascund? Mă prefac că dorm? Hai, poți să ai încredere în mine. Păi? Îmi dă opțiune, știi? Gen, trebuie să... N-am încredere în nimeni. O să ne cunoaștem în curând. Ia să vedem, ne-am apropiat un pic. Ne-am apropiat un pic, dar nu avem încă variantă să mergem să facem ceva. Bine, dacă pleacă ea, clar se duce să mănânce. Mă duc la farmacie. Să n-ai probleme pe aici prin casă să faci dezastru, bine? Faza e că ceva se întâmplă cu această persoană. Ceva, o problemă de sănătate. Și sper să nu fie o poveste tristă. Asta sper, dar cred că va fi. Nu știu. Hai să mâncăm. Cât timp a plecat, bag repede bobițele astea, pentru că până la urmă mi-e frică de ea, dar dacă ea nu e acasă, eu sunt liber să fac ce vreau pe aici. Ia uite ce viteză am și cum sar. Opa! Bă, nu știu, îmi plac jocurile în care ești pisică. Nu știu de ce, dar îmi plac foarte, foarte mult. Ok, nu știu dacă e bine ce fac eu aici. Nu cred că e bine deloc. Săritură! M-am urc. Pâine? Păi de ce nu zice așa? Păi de ce nu zice așa? Că eu bag o felie de pâine. Ok. Ce zice? Let's drop this bread into my bowl. Ok, deci trebuie să ne întoarcem și să punem pâinea la noi. N-o să știe nimeni ce am făcut.
N-o să știe nimeni. O să mâncăm pâinea asta și n-o să știe despre ce este vorba. Dar ce altă mâncare mai pot găsi eu prin casă? Hai să vedem. Deci, dacă e mâncare, ar trebui să fie în bucătărie, corect? Nu știu, așa mă gândesc. Bine, astea nu pot să le mănânc, deci nu e o variantă. Pâine am luat, deci nu mai luăm încă o dată. Cum arată... Oh! Ia! Mamă, aș vrea să fiu și eu așa, ia uitați-vă! Așa mi-aș dori să fiu, ia uite, exact ca ăsta. Ah, păi de ce nu sunt așa, vreau și eu. Ia! Ce acolo? Oh! Oh! O friptură? Păi de ce nu zici așa? De ce nu zici așa dacă e vorba de așa de o friptură? Uitați-vă în fundal. Mă, dar e tare jocul, e chiar tare. Și asta chiar e viața unei pisici adevărate, pentru că se întâmplă chestia asta, ok? Elsa nu prea îndrăznește, dar de exemplu dacă las mâncare pe masă, e posibil să guste. Dar de obicei e cu minte. Dar multe pisici nu sunt așa cu minți, chiar deloc. Trebuie să ne întoarcem rapid, rapid de tot. Mâncare aici. Bă, eu zic că am vânat destul de bine pe azi. O felie de pâine, niște friptură. Two down, one to go. Mai am încă una de luat. Dar ce mâncare ar mai fi? Poate mâncare în camera asta? În camera asta n-am fost. Cineva care pictează, cred că e ea, nu? Mi-aduce aminte de ceva, dar ce? E o pisică. Eu cred că femeia asta și-a pierdut pisica ei și de asta a adoptat o altă pisică, pentru că zicea persoana de la adopție că a mai văzut-o când își căuta pisica. O pisică pierdută. Ce e în această cutie? A, te poți ascunde. Pisicile așteaptă pentru momentul potrivit pentru a vâna, dar se pare că nu are ce să vâneze. Ok, mă uit afară, e destul de frumos. Aș vrea să ies afară, dar nu cred că am voie. Nu cred că am voie, așa că o să merg pe aici așa. Deci eu trebuie să mai găsesc ceva de mâncare în casă. Ăsta e obiectivul nostru, dar... Dar ce? În afară de bucătărie și zona aia, adică... Doar dacă mă duc la etaj, poate? Ia, hai să vedem zona de etaj. Sună telefonul iarăși, dar nu mai este frică de el. Ok. Mamă, sunt eu. Nu mă mai ignora și răspunde la telefon. E fata ei. Vrea să o trimită la azil. Ah. Cred că nu vrea acest lucru. Ah, ia să vedem. Ceva pe aici de mâncare? Pe mine asta mă interesează. Adică, bă, sunt o pisică, mi-e foame și îmi fac aici cea mai bună masă pe care am avut-o. Înțelegeți? Cea mai bună masă pe care am avut-o. Ce asta aici? Fiu. A, e pisica ei care lipsește. Doamne, deci asta e cel mai mare coșmar pe care l-am. Să-mi pierd pisica, vă zic sincer. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată. Sper că nu. Și dacă vi s-a întâmplat, sper că ați găsit pisica voastră sau animăluțul vostru. Dar ăsta e cel mai mare coșmar al meu. Doamne. Doamne, doamne. Bun. Time to play. Cum? Cum ne jucăm aici? Ah, hârtie igienică! Oh, bineînțeles! Bineînțeles! Elsa n-a făcut niciodată chestia asta, dar am văzut videoclipuri cu pisici care fac chestia asta, pentru că ele vor să-și ascută lăbuțele, dar eu i-am dat tot felul de chestii de-astea de scărpinat prin casă și atunci are unde, știi, să... Să-și ascută gheruțele. Dar bănuiesc că dacă nu îi dai, sau nu știu dacă are legătură cu chestia asta neapărat. Ia, aici sus. De ce-i mâncare în baie? Ia uite ce am găsit aici. Un cârnăcior. Perfect. Hai să mergem și cu cârnăciorul ăsta. Asta e cea de-a treia. Și cred că o să ne certe rău de tot când o să vadă. Sau poate nu o să observe, cine știe. Eu aș spera că nu observă.
Ar fi perfect dacă n-ar observa. Masa este servită. Ok, perfect. Ia uitați-vă. Tot ce vrei și ce nu vrei. Bă, dar am mâncat ceva. Bă, ce că locul ăsta nu e atât de rău pe cât pare. Oh, se aud cheile la ușă, cred că. Da, s-a deschis ușa. Am făcut un pic de haos aici, sper că nu te superi. Aolo, tușește. Ești bine? Săraca nu se simte bine. Oare fata ei știe care problemele astea? Nu te uita așa la mine, sunt în regulă. Doctorii au spus că această boală o să mă omoare, dar vezi, sunt în regulă. Îmi pare rău dacă te-am speriat cu tusea. Nu sunt o persoană fricoșătoare. Hai, vină încoace. A, deci pisica e fată. Ok, ai grijă. Pentru prima dată... Bite finger! Poți să mușc degetul! Nu știu, mă simt așa rău să mușc degetul. Te-a rănit cineva. Nu mă știi foarte bine, dar... Îți promit. O să fii în regulă aici cu mine. Uite, ți-am adus ceva. Ok. A, e de la de joacă. A, și eu trebuie să dau unde apare. Acolo apare! Bă, acum mă simt chiar ca o pisică, pe bune zic. Pisicile sălbatice sunt cei mai tari prădători din lume. Sunt foarte rapizi și sunt plini de acțiune. Da, și asta se aude la televizor, dar am vrea noi să fim așa ca ăla de la televizor, știi? Adică... Keep playing? Keep playing. Vreau să mă mai joc. Ok, honey. Ok, dragă. Voi vă jucați așa cu pisicile voastre? Bă, ce se întâmplă? A, și imaginează că e un pește. Lol. M-am gândit vreodată că pisicile și-ar imagina că l-ar fi un pește sau că ar fi o pasăre sau ceva de genul ăsta. Dar e total posibil ca ele să-și imagineze chestia asta. Da, uite, chiar o chestie de tare. Nu m-am gândit. Să zică, bă, ăla e un pește sau e o pasăre pe care eu o prind. Bun, iunie 11. Ia să vedem. Mai trecut câteva zile. Sunt curios ce se întâmplă acum. Sunt iarăși aici ascuns? Poate ăsta e locul în care dorm. Mă gândesc. Uneori pisicile își găsesc cele mai ascunse locuri, că alea le plac lor, pentru că se simt în siguranță de prădătorii din casă, vă imaginați și voi. Dar, până la urmă, e instinctul lor, adică așa s-au născut și pentru ele e normal să găsească cel mai ascuns loc, cel mai ferit. Deci TV-ul e pe același program, cred că da. A, deci așa face, așa cu lăbuțele? Deci așa ar trebui să fac și eu, cred că. Oare? Și ar dori să fie așa. Să fie natură. O pisică. Și face și ea cum vede la televizor. Pe canapea sau pe fotoliu ăsta, ce-o fie. Ce-o fie el. Doamne, așa ceva. Bă, Elsa niciodată n-a zgâriat așa canapeaua. Niciodată și sunt super mândru de ea. Oh my god, uite ce face aici. Dezastru. Dar asta cred că și din cauza că n-are pe ce să facă, știi? Nu i-a pus nimic în casă care să facă așa. Și pisicile au nevoie. Ok, aulu. Aulu, m-a certat. Îmi pare rău. Te rog, ieși. Știu că n-a fost ușor pentru noi, dar nu știu ce m-aș face fără un prieten. O să spun un secret? Ok, hai să ieșim puțin. Mi-am pierdut pisica acum o lună
Numele ei era Don și arăta exact ca tine. Deci de asta s-a dus să adopte o nouă pisică. Ambulanța a venit acasă și din cauza că erau lumini și gălăgie, a plecat de acasă. Și îmi pare rău că nu i-am dat o zgardă cu ceva să știu unde e sau să știe cineva cine e. Mă gândeam că dacă o înlocuiesc, lucrurile s-ar întoarce la normal. Dar viața nu e atât de simplă. Bă, v-am zis, e coșmarul meu ăsta. Știu că nu ești tu, Don, dar pot să-mi imaginez măcar. Oh, ce faci? Stai cu mine un moment. Ok. Deci s-au împrietenit. Îți mulțumesc că n-ai renunțat la mine. Tu ești tot ce mi-a mai rămas. Da, totuși, fata ta, mă gândesc că gen încearcă să te contacteze, dar nu prea dă de tine. Hai afară, am ceva pentru tine. Afară? O, ar fi tare dacă mi-ai ieși afară, ia să vedem. Și totuși, bine, dacă nu se sperie, mă gândesc că poate să iasă afară. Dar de obicei, dacă e o pisică de casă, dacă iese afară, există un pericol să se sperie, să fugă și să nu se descurce. Dar i-a dat o zgârduță. Color și Bell. Să-i schimb culorile. Da, nu mă interesează chestia asta. Cred că e ok așa cum e. Ce mă distrez! Pisicile își folosesc coada pentru balans. Ok. Trebuie să explorăm tot pe aici, să mirosim tot ce e de mirosit. Hopa, stay sau leave? Leave? Pisicile sunt curioase și de-aia am zis. Ia, i s-a pus pe nas un fluturaș. Se duce să-l vâneze, să vedem dacă îl prinde. Sta așa, știi, stă ca și cum să nu o vadă nimeni. Merge. No! A sărit, dar nu l-a prins. Poate de data asta îl prindem. Pisicile au agilitate foarte, foarte mare. Hai să vedem, săritură. Nu prea ea a sărit bine, adică e un pic prea sus pentru ea. Ok, de data asta poate. Dar de data asta este și mai sus. Hai frate, că nu știu dacă pot. Ce vorbești? Ce sărituri sunt astea? Nu pot să-l prind. Ia uite unde s-a suit! Ok, poate. Bă, de acolo până aici oare? Nu, s-a dat jos. Mă gândeam, zic, bă, n-am nicio șansă. Adică nici nu bănuiam că ar avea o șansă de acolo. La fix. Asta zic. Dar nu l-a prins. Ha, mă, ce e asta? Ok. Uite, deci eu dau la fix și tot nu-l prinde. Așa ai făcut jocul, cred că. Aici s-ar putea să-l prindem, că e jos rău de tot, chiar în iarbă. Deci aici s-ar putea să-l prindem. Hai să vedem. Săritură? Haide cu săritura. Haide. E bine. L-am prins! Nu! Ne-a scăpat! Bă, ce vânător ești! Pe bune? Cum ar trebui să-ți prăvezești în sălbăticie dacă tu nu poți să prinzi un fluture în curtea din spate? Hai să vedem, că ne arată unde ar trebui să mergem. Bun, deci mergem pe aici. Cum facem să intrăm? Time to go inside. Ok. Gata, ne-am jucat afară. Acum vrem să mergem afară, a obosit. Dacă ai curte de genul ăsta, am văzut că poți să-i faci o ușă, gen, să poată să iasă afară când vrea. Doar că, v-am zis, mie mi-ar fi frică să las pisica afară, pentru că, doamne ferește, nu știi cum e curioasă, pleacă
și nu se mai întoarce și na, până la urmă ați văzut și voi că exact asta s-a întâmplat cu pisica ei anterioară, deci na, nu știu. Eu personal nu sunt exact de acord cu chestia asta, dar fiecare face cum crede. Bun. Și am intrat în casă. Ea face de mâncare, cred că, din ce am văzut. Pare că mi-e foame puțin, știi ce zic? Pentru că n-am vrut să vânez, nu prea am avut ce să vânez. Mi-e foame. Doar un minut. A, da? A, da? Nici o problemă. Nici o problemă. Ți-ai pus de mâncare. Aha. O friptură delicioasă, vrei să zici? Pentru că eu vin imediat să dau aici un miros. Așa, o secundă că... Dau ăsta la o parte. De fapt, l-am dat pe jos. De tot. Ok. Pâine am mâncat deja, adică nu mai mă interesează. Îl dăm și pe ăsta pe jos. Da, da. Perfect, perfect. Castronul ăsta chiar nu mă interesează. Vai de capul meu, și-a pregătit masa aici și am dat toate astea pe jos. Mă simt rău. Și mănâncă și din friptură. Uitați-vă ce a făcut. I-a luat friptura cu totul. Bă, ce? Nu. Ce faci? Bă, nu cred. Nu cred. Da, uite, vezi, Elsa nu face așa. Elsa nu face așa și chiar sunt mândru de ea, pentru că e foarte bine crescută. Dar bine, o am și de când era puiuț și... Na, s-a învățat cu noi cum ar veni, știi? Ok. Sper că nu s-a supărat pe noi. S-a întors cea care face pozne. Approach. Hai să ne apropiem. I forgive you. Te iert. Dar nu mai fă chestia asta din nou, te rog. Hai, urcă aici. Păi normal, dacă i-ai dat doar bobițe. Dar să-i dai și un pliculeț cu ceva cărniță. Așa mi se pare normal, nu? Păi asta caută și o mâncare altfel. Ah, toarce. Trebuie să țin apăsat ca să toarcă. Se uită la TV la alte animale. Nici nu știam că pot să torc. Da, bănuiesc că ai descoperit acum chestia aceasta. Poate locul ăsta chiar e ok. Adormim. Noapte bună. Ne-am trezit? Visăm. Ok. Visăm ce am văzut la televizor, practic. Ei bine, suntem o pisică un piculeț mai mare. Așa și-ar dori să fie. Și să prindă iepurele. Opa! Nu știu unde s-a dus, uite-l. Sunt mai mulți! Sunt mai mulți! Ai, frate, ce? A scăpat? Ați văzut, s-a dus așa dintr-o dată. Ce s-a întâmplat? M-am trezit. Ok. De ce nu răspunzi? Ar trebui să fii pe oxigen. Trebuie să faci ce ți-au zis doctorii, te rog. Îmi pare rău că te-ai îngrijorat. Să mă îngrijorez? Asta e jobul meu. Deci practic își ignoră boala de care suferă și nu vrea să trateze cu ce i-au zis doctorii. În pisica a dormit iarăși. Oare asta visează pisicile când dorm? Nu știu, mă gândesc și eu că poate... Așa și imaginează ele, știi? Că sunt și ele mai mari decât sunt ele în viața reală. Dar tot o auzim pe Olive. Bă, se întâmplă ceva cu ea. O aud cum tușește, cred că o să mă trezesc. Ok. Cred că a râs. Da, și tu șa. Pare că fuge în vis, Dawn. Deci noi dăm așa din lăbuțe, cred. Pentru că ne imaginăm că alergăm pe aici. Ia
să vedem noi pe aici, prin apă putem să intrăm. Poți să intri puțin așa, dar cred că iarăși ne trezim. Ia să vedem. Ne trezim dimineața oare? Nu. Oh, s-a trezit. Credeam că a fugit de acasă. A fugit, dar am găsit-o la shelter. De ce n-ai lăsat-o acolo? Ar putea avea grijă mai bună decât ai tu de ea. Deci o păcălește că și-ar fi găsit pisica, dar de fapt nu și-a găsit pisica, ci o altă pisică. Acum, mi-e un pic teamă că Olive va avea probleme și nu va putea avea grijă de pisică. Nu știu ce să zic, adică... E doar o pisică. Cum poți să ai grijă de ea? Tu nici de tine nu poți să ai grijă. E parte din familie. Eu sunt parte din familia ta. Dar tu nu pari să te comporți cum ar mai fi parte din familie. Ok, prindem iepurii. Noi suntem doar o pisică, nu avem noi treabă cu chestii de genul ăsta. Noi suntem doar o pisică și prindem oul. Iepurele cel mare! Mamă, ăsta e gigant. E mai mare decât mine. Bă, ia uite-l. Tony, ca un monstru. Ok. Oare îl prindem? De cum merg așa tip-til prin iarbă să nu mă vadă. Și dintr-o dată, săritură. L-a prins. Să te întreb o chestie, Don. Dacă ești o pisică sălbatică, de ce stai aici? Ok. S-a auzit ceva? Ce s-a auzit? S-a auzit un zgomot. Hai să vedem. Baia. Ba da, a căzut pe jos. A vrut să-și ia pasele. Pleacă, Don, nu te uita la mine. Săracă. Stai. Normal că stai. Da, nu știu, nu te gândești niciodată că vei putea ajunge așa, dar face parte din viață, până la urmă. Vă mulțumesc că v-ați jucat Copycat Demo, suntem o echipă de 3 și ăsta este primul nostru joc. Dacă ți-a plăcut, dă-ne wishlist pe Steam. Deci chiar o să-i dau wishlist pe Steam pentru că mi se pare tare. Mi se pare tare. Ideea e mișto, dar povestea e tristă. Așa că dacă vă va plăcut acest joc, nu uitați să apăsați pe butonajul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!